Bună, dragii mei prieteni virtuali! Bine ați revenit să vizionați canalul meu de YouTube, Chris Tarot, predicțiile care le public pe acest canal. Astăzi m-am gândit să revin cu o nouă predicție cu pendulul, pentru că am văzut că vă plac acest gen de predicții cu pendulul. Chiar vă rog pe cei care le-ați urmărit deja predicțiile cu pendulul să-mi lăsați comentarii, mesaje, să-mi spuneți dacă ele au fost, răspunsurile au fost pe măsura așteptărilor voastre, dacă dorințele voastre s-au îndeplinit sau nu și în funcție de cum v-a arătat pendulul, dacă a fost da sau nu, dacă a fost corect răspunsul dat de pendul pentru voi. Și vă mulțumesc tuturor, bineînțeles, pentru că sunteți înscriși pe canalul meu de YouTube și mă vizionați predicțiile care le public pe acest canal. Și pe cei care încă nu sunteți înscriși, vă invit să o faceți. Nu uitați că aveți și clopoțelul să-l folosiți pentru a primi din timp notificările cu noile predicțiile care urmează să le public pe acest canal. Așadar, am să fac predicțiile. Astăzi am pregătit 7 variante, sunt 7 pietre. Dacă aveți mai mult de o întrebare sau de o dorință, bineînțeles trebuie să fie cu răspuns de da sau nu, vă invit să vă alegeți mai multe variante, dar nu mai mult de 3, pentru ca să fie cât mai corect și mai aproape de adevăr răspunsul, așadar nu mai mult de 3, culori diferite pentru fiecare variantă. Prima variantă este varianta cu piatra roșie, a doua piatra albă, a treia piatra albastră, a patra piatra roz, a cincea piatra verde, a șasea piatra aurie-maronie și a șaptea va fi piatra albastru deschis. Așadar am să încep cu prima variantă. Să vedem ce va răspuns va da pendulul pentru voi la prima variantă, varianta cu piatra roșie. Dacă merge în față, pendulul va fi răspunsul da, dacă merge pe lateral va fi nu. Așadar, să vedem ce răspuns dă pendulul pentru cei care v-ați ales prima variantă cu piatra roșie. Răspunsul este nu, are așa o oarecare tendință să se schimbe, dar nu, e nu, nu, deci nu, din păcate piatra roșie, nu, orică nu, e, nu aveți nevoie de acea dorință, orică nu se va realiza în timpul pe care voi îl doriți. Să vedem și la a doua variantă cu piatra albă, să vedem la voi ce răspuns dă pendulul pentru voi, dacă răspunsul este de da sau nu. La voi răspunsul ar vrea să fie da, dar se oprește pe loc. E ceva care ține pe loc. Mai trebuie să aveți răbdare, poate. E ceva care ține pe loc. Se întoarce înapoi. E ceva care nu dă înainte. Haideți să vedem și la a treia variantă la voi care v-ați ales cu piatra albastră. Să vedem la voi ce răspuns dă pendulul pentru voi.
La voi este răspunsul da, cam timid, dar da, este da. Și haideți să vedem și la a patra variantă, varianta cu piatra roz. La voi să vedem cei care v-ați ales piatra roz, ce răspuns va da pendulul pentru voi. Nu cu toată forța. Să vedem și la cincea variantă, piatra verde, să vedem la voi dacă răspunsul este da. Da, răspunsul este da, chiar dacă nu are prea mare forță, dar are, răspunsul este da. Și haideți să vedem și la a șasea piatră, a șasea variantă, piatra aurie, maronie, să vedem la voi ce răspuns dă pendulul pentru voi. La voi e un poate da, să zic așa, mai mult da. Oscilează puțin, dar merge către da, deci nu e încă poate sigur. E nesigură această întrebare. Aveți voi o stare de timiditate, aveți voi o stare de așa mai. Dar răspunsul este da și la voi, mai mult ca sigur, adică mai mult da decât poate. Și haideți să vedem și la ultima variantă cu piatra albastru deschis, să vedem la voi ce răspuns dă pentru voi. Și la voi răspunsul, da, cu toate că se învârte puțin așa în cerc, bate pasul pe loc, puțin ezitant așa, dar se pare că răspunsul este da și la a șaptea variantă așadar. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții cu pendulul. Am folosit de data aceasta un pendul de cristal mov, pentru că este mai apropiat de, e mai, cu energie mai puternică. Culoarea mov este și o culoare a spiritualității, a cunoașterii, așadar mai potrivită pentru răspunsuri, pentru ceea ce vă interesează pe voi să știți de viitor, dacă se îndeplinește o dorință sau nu, dacă rezolvați o problemă sau nu. Sper că v-au plăcut așadar aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că v-au răspuns la întrebări, că dorințele voastre se vor îndeplini așa cum vă doriți voi. Vă invit să-mi lăsați, bineînțeles, și comentarii la această predicție, mesajele voastre. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, să urmăriți canalul meu de YouTube, predicțiile care le public pe acest canal. Și vă doresc în continuare un weekend plăcut și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!